de natură așa de tare încât eventual să poată fi la un moment dat interpretat greșit. Dar în principiu, asta este o problemă de observație a limfologiei cu care mă duc către o zonă. Deci este o la întâmplare. Asta mi se pare important de ținut minte. Deci pierderea stabilității unui sistem, după un scenariu de acest gen, se face după un anumit scenariu de tranziție către o instabilitate care are aici așa de multe soluții posibile, încât în principiu mi-e greu să le și dau seama, deși ele sunt deterministe, o să vedeți imediat, și observatorii va fi foarte greu să identifice secvența de repetiție, în principiu, deși ele sunt deterministe, sunt generate, cum ați văzut, cu o ecuație foarte simplă, exemplu, sunt funcție de XM, după anumită regulă. Deci, cu alte cuvinte, dacă sunt aici, oscilația se duce către o soluție, dacă mă duc în altă parte, am deja o bifurcație, sunt deja cu două soluții și așa departe. Deci, cu alte cuvinte, comportamentul ăsta abandonat unei ecuații parabolă, dacă îl analizez, am fost să analizez analitic, întâmplător de x pe de t, egal cu kx pe de 1 minus x, are soluția analitică. Și o calcula. Dacă o calculez, nu are această patologie. Delta x pe delta t, deci rezolvarea în discret, are această problematică foarte interesantă și merită discutat un pic în raport cu partea asta de definirea informației, de definirea relației continuu discret, definirea modului în care pot la un moment dat sau trebuie să fac pentru a defini niște noțiuni în partea informațională, să realizez un mecanism care să facă această discriminare, această diferențiere. Mai e un lucru interesant aici, în anumite zone este, e o poveste întreagă, nu intru în amănunte, am sugerat doar o idee. Aici, dacă vă uitați și pun o lupă, veți vedea în principiu că se reproduce, se reia la o altă scară trecerea de tranziție de bifurcație. Deci există un caracter autosimilar, dacă vreți, acestei structuri. De asemenea, mai este o problemă interesantă, că există distanță între cele două puncte, aici, și așa departe, deci remarcați că sunt atractorii, cum se bifurcă, formează niște distanțe corespunzătoare între cele două soluții posibile în generația următoare. Și acestea sunt la limită, formează cea de-a doua constantă a lui Feigenbaum. Deci, cu alte cuvinte, de aceea, în principiu, dacă iau o bucățică din zona asta de aici și o măresc, ea este, în principiu, autosimilară. Deci, sunt proprietăți interesante de autosimilaritate care, cum să spun, pentru unii e fascinant. Pentru unii este o motivare de tip uimire și pentru alții este o banalizare imediată pentru că se pot găsi niște, cum să spun, explicații imediat concrete ale unor proprietăți, pentru că dacă e autosimilar și ai găsit constantele, e ceva trivial. Dar în spate, în clipa în care l-am întâlnit pe Ciua și am avut șansa să-l aducem aici în țară, la prima sesiune, dacă acel de studii complexe a fost colaborator și, mă rog, organizator de sisteme dinamice, am avut observația și bucuria să vedem cum se joacă el, domnul Ciua, cu studenții lui, generând oscilatoare de genul ăsta, fel de fel de jucării, fel de fel de elemente numerice care sunt, de fapt, exerciții de gândire pentru a încerca să valorificăm ce dincolo de simpla formulă respectivă. Ce ne induce, ce bucurie ne poate, sau ce descoperire ne poate conduce, da? În contextul respectiv, să vedem o bucățică de film. Care generează acum o problemă foarte interesantă vis-a-vis de cum o putem reprezenta. O mișcare de acest gen, în spațiu a faților, eliminăm timpul. The tip of the pendulum moves on the blue circle. Let's place this circle on the cylinder, like so. Every point of the circle represents a position of the pendulum. The red point, for example, is the position at the bottom. Its speed, given by the red vector, is described by a number. The number is positive if it rotates in one direction, and negative if it rotates in the other. We can represent this number in the cylinder's vertical position. So, a single point on the cylinder describes both the position and the speed. The first coordinate on the circle
tells us where the swing is, and the second, vertical coordinate, tells us how fast it is swinging. So now, let's put gravity to work and watch the swing. For now, we will assume there is no friction at all. The swinging will never end. If the initial position is low, and the initial velocity is not too large, then the pendulum moves periodically. We all know that. If we launch it faster, perhaps too fast, it will go all the way around. It is still a periodic movement, but not in the same way. Look at the trajectory on the cylinder. It follows a vector field. Now observe the more realistic situation, where there is friction. The oscillation slowly decreases, and then finally, the pendulum slows to a stop. Remember Aristotle's theory. The swing is now back in its natural position at the bottom. Observe the corresponding vector field on the cylinder. Trajectories eventually spiral into the resting position. This equilibrium position is called a stable attractor. A swing with friction is not very much fun because it eventually stops. So we have to give the swing a push to make it go really high. This is also the point of view of the gentleman represented by the painter Fragonard. He seems very interested in the swing. Let's imagine that the pendulum, in addition to gravity and friction, is also subjected to a pushing force coming from a small nozzle. This is a very modern pendulum. It comes with a jet engine. For example, suppose the nozzle activates only when the speed and the height of the pendulum are lower than a certain value. If we start too slowly, we are pushed, and we accelerate and accelerate until the pushing stops because the pendulum is going too fast. Friction takes over, and it slows down and slows down, until the push comes to the rescue again, and so on. The motion finally stabilizes on a periodic regime. Poincaré calls this a limit cycle. This is the opposite of chaos, in a way, the periodic regime. Everything is in sync. Here's what is called a phase portrait of the cylinder. The limit cycle is in red. We see a spiraling trajectory that gradually becomes the periodic trajectory. Here's a simple example that illustrates all of this in ecology. The Lotka-Volterra model, dating from the 1930s. Two populations share a territory. For example, rabbits and foxes. We will instead imagine a pond with ducks and water lilies.
See the ducks eating the water lilies. When there are only a few ducks, then they eat only a few lilies. The water lily population, therefore, grows rapidly. When there are a few ducks and many water lilies, the ducks are well fed and their number increases. But a lot of ducks eat a lot of water lilies. When there are fewer and fewer water lilies, the ducks have less and less to eat, and their number increases. So we have come full circle and can start again. We can record the situation at any given moment in time using a point on a plane. The first coordinate represents the number of water lilies, and the second represents the number of ducks. In fact, we get a vector field in the plane. Over time, the ducks and lilies follow a trajectory of the vector field and reach a limit cycle. Populations of ducks and water lilies eventually oscillate periodically. The belief that any motion, perhaps after a short transition period, eventually stabilizes, either by stopping or by oscillating periodically, has dominated science for a very long time. One of the first theorems in the theory of dynamical systems by Poincaré in the late 19th century seemed to justify this. It is about vector fields in the plane. Imagine a vector field that looks like this. In fact, we don't know the vector field everywhere, but we know how it behaves close to this circle. Take a trajectory that enters the disk. Where can it go? Well, the Poincaré-Mendixon theorem says there are two possible cases. The trajectory will either get very close to an equilibrium position, as we see here. This is what we saw for the damped pendulum. Or it must approach a limit cycle. Theorem marks the beginning of what is now called the qualitative theory of dynamical systems. Even if we have only an imperfect knowledge of a vector field, we can often understand the behavior of its trajectories. In the case of the plane, everything goes well. The trajectories eventually become periodic, or they approach a point of equilibrium. But Poincaré soon discovered that his theorem is valid only for vector fields in two dimensions. That is to say, for very small systems. For three dimensions and higher, we will see that the situation can be much, much, much more complicated and very beautiful. No more nice, simple limit cycles. Welcome to the world of chaos. În concluzie, ce am putea avea față de recapitulând data trecută, de ce am văzut în zonă? Putem avea un ciclu limită, deci poate cuvinte de Gile sunt astfel compensate încât poziția și viteza descriu această curbă, ciclu limită. Poate să fie un atractor, în sensul care orice traiectorie lăsată liber, sistemul duce către atractorul respectiv. Poți să am un repulsor, care vă imaginați că stă pe un vârf de deal, o bilă nu poate să stea pe vârful de deal, orice plasare de respectivă cade prima din direcție, deci e un repulsor. Poate să fie o formă de tip șa, există o direcție
care este repulsor și o altă direcție care este atractor. Deci, cu alte cuvinte, încep să pot să modelez, punând, după cum văd, remarcați că aici am scos timpul de mișcare din reprezentare. Asta a fost toată povestea anterioară. Ăsta, cu pendulul oscila în timp și avea o anumită poziție în timp, viteza avea o anumită poziție, valoare în timp, și modul în care am făcut reprezentarea, am eliminat timpul dintre cele două elemente și a apărut o traiectorie. Traiectoria aia devine un simbol, un semnal care ne arată ceva despre comportamentul sistemului, fără să știu când se întâmplă treaba asta. Știu că se întâmplă. Și dacă știu să pun niște atractori într-o anumită poziție, am văzut că ne jucam, de exemplu, la... Și asta se poate modela chiar la nivel social. Dacă pun niște puncte atractoare în București, de exemplu, care sunt niște evenimente sau niște locuri, cum e un mall, de exemplu, și pun niște repulsoare, niște zone, știu eu, niște gropi de gunoi în altă parte, să vedeți ce interesant să fac traiectorile din jurul acestor elemente. Deci, prin modelarea asta se pot face prin lucruri foarte simple, dezvolta în primul rând un exercițiu de gândire pentru a înțelege nu obligatoriu dependența de timp, ci un fel de alfabet, un fel de semiotică. Cum să așez niște lucruri ca eventual lucrurile să se poată desfășura într-un anumit sens. Mai departe, sistemul își alege drumurile, pentru că în jurul, de exemplu, acestui atractor, locul geometric în care lăsa liber un sistem se duce către atractorul să fie bazin de atracție. Deci dacă eu pun mai mulți atractori, există niște bazine de atracții proprii și niște granițe interesante între ele. Și granițele pot să aibă proprietăți deosebite. Proprietăți foarte deosebite. Și dacă știu să-mi aranjez atractorii sau să știu cum să mă mișc prin spațiu, mai ales în domeniul aerospațial, și să declanșez niște momente în anumite poziții bine stabilite, sistemul mă ajută să mă duc pe traiectoriile care mi-a doresc, să mă duc eu cu forță în direcția respectivă. Și apare o filozofie foarte interesantă de proces tehnologic. Nu mai conduc o energie mare ca să duc sistemul din A în B, ci pot să duc din A în C, aproape contraintuitiv, în direcția respectivă, dar o aleg bine poziția aceea, că mai departe sigur va urma către atractorul final, punctul C. Deci controlul condiției inițiale într-un